pentru unii care știu cum să noate. Pentru că trebuie să știi cum să noți, că jetul te împinge și tu trebuie să dai dreptare în picioare să ajungi la el. Și dacă înveți să noți cu un antrenor și prinzi putere, atunci te descurci în piscina aceasta cu jet puternic? Cred că dacă înveți cu un antrenor, poți să te descurci în piscina asta. Tu cum ai învățat să noți, Aron? Cu un antrenor. Da? Și acum cât de bine știi să noți tu? Bine. Ți se pare funny să stai și distractiv să stai într-o astfel de piscină? Da. De ce? Ce îți place ție la ea? Îmi place că prima dată te împinge, nu mai trebuie să mai dai și tu în bazin așa. Și după să vin apoi și îmi place că este mai puțin adâncă. Mm-hmm. Contează asta? Da, cam contează. Dacă unii care nu știu să noate, se poate să se merge dacă e foarte adâncă. Și știi că se numește Smitey? Da, știu. Ce înseamnă asta? De ce a pus tati numele ăsta? Smitey e și mic și puternic? Da. Adică mic și puternic ca și tine? Da. Ia spune-mi tu mie, cui dorești tu să aibă o astfel de piscină acasă? O familie care nu prea are alte chestii și cu copii.